Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, fie că vă aflați în țară sau în străinătate. Noi vă salutăm aici cu stimă și respect la România Culturală. Ne aflăm, iată, la un nou episod din podcastul nostru. De data aceasta avem un invitat special, că n-am mai avut un invitat de mult timp. Am zis, hai să nu mai facem un episod de data asta singur. Să vorbim astăzi despre o temă destul de arzătoare la ordinea zilei și anume despre tratatele internaționale și România. În special NATO, Uniunea Europeană și cum stăm noi în cadrul acestor tratate internaționale, care sunt avantajele și dezavantajele. Și acum avem invitatul nostru special, un foarte bun prieten de-al nostru, un român care a trăit foarte mulți ani în Statele Unite, Felix Petre Dumitrache, care ne va explica dintr-un punct de vedere cumva echilibrat, atât românesc, dar și, bineînțeles, internațional în cazul acesta, din punctul de vedere al unui cetățean al Statelor Unite și, de ce nu, un soldat. Salutare! Salut, Felix! Salut, salut! Spune-ne câteva cuvinte despre tine, ca să știe... Deci, sunt Felix Dumitrache, am plecat din România în 1978, am stat 40 de ani în America, am făcut și armata acolo, am fost în câteva războaie, în Honduras, Panama, Grenada și Desert Storm, acum o viață. Și am revenit în România la bătrânețe, pentru a ieși la pensie, eventual să predau aici. Sunt profesor de școală, de liceu, predau istorie, am studiat istoria și am studiat artele militare ca soldat în armata americană. Bun, iată că subiectul de astăzi este unul destul de arzător la ordinea zilei. Noi doi am mai discutat chestiuni de genul. Vreau să știu așa, pentru prima chestiune cu care să intrăm, hai să zicem, în pâine, că se tot vehiculează în spațiul mediatic astăzi despre NATO, influența NATO în cadrul, mă rog, unor posibile conflicte, hai să spunem, cu Rusia, în cazul în care ar apărea așa din senin, pentru că, iată, Rusia se află astăzi bine cantonată, să spunem așa, la granița cu Ucraina, deși am auzit că sunt în retragere și aici vreau să-ți aflu părerea. Ce avem astăzi de spus este că, după cum bine știm și am vrea să vorbim un pic simplu, noi suntem membri NATO încă din 2004 și membri ai Uniunii Europene încă din 2006, deci după 2 ani de la aderarea la NATO. Astăzi, fiind în 2022, suntem totuși într-un an, într-o perioadă destul de interesantă, da, de impas și mai ales în cadrul crizelor actuale, bineînțeles, criza sanitară, crizele economice, de ce nu? Ce mai este astăzi NATO pentru România și ce suntem noi pentru NATO? Tu ce poți să ne spui? Ca avantaje și dezavantaje, din punctul meu de vedere ca fost soldat, ranger, trupe semi-speciale, cum ar veni, pentru americani, punctele de avantaj pentru România, făcând parte de NATO, este faptul că vor primi echipament, poate și de mâna a doua, vor fi un echipament mult mai superior față de ce era înainte. Vor primi antrenament. Făcând aceste misiuni împreună cu americanii, cu englezii, cu etc. în Orientul Mijlociu, am pregătit niște batalioane de oameni să lupte și în războiul de urban warfare, cum se zice, al orașelor, și în războiul pe câmpurile deschise, și un război modern, folosind UAVs, folosind astea drones, folosind imagini satelite, folosind inteligență, etc. Ce însemnăm noi pentru NATO? Cum a fost în al doilea război mondial, toate acele insule din Pacific, ce însemnau pentru americani? An unsinkable aircraft carrier.
Deci, suntem un loc unde se pot parca niște rachete, niște radare, niște echipament. Asta numai pentru politică. Zărgănirea de sabie funcționează dacă ai sabie. Deci, armamentul american și ce avem noi la de veselu, etc., este folosit pur și simplu pentru a avea un punct de vedere mai avansat americanii versus rușii. Nu neapărat că ar folosi România, armata României și echipamentul din România la un război împotriva Rusiei, pentru că la un război împotriva Rusiei, rușii au două viteze. Fast and go. Ei nu își pot permite război de lungă durată, așa cum Afganistanul le-a dovedit lor, războiul lor de 10 ani, care a fost Vietnamul lor, și-au dat seama că este costisitor, că politica morală este foarte afectată, că poți să cazi de la putere, așa cum am și căzut, se poate schimba guvernul, etc. Înfrângerile pentru o armată de așa cum erau afganistanezii, lor le trebuia să mai câștige și ei din când în când câte o bătălie sau să mai ia niște morți. Asta era folosit la propaganda pentru a lua alți soldați. La ruși, ca să supraviețuiască la un război, din ăsta ei trebuie să fie peste tot, tot timpul și să câștige aproape în continuu, cum ar fi un portar care nu lasă niciun gol. Asta pentru a domoli problemele de acasă, politice și economice, etc. Dacă lași un gol, s-a terminat. Toată lumea zice, am pierdut, gata, ieșim de acolo, plecăm, că e dezastru. Și se termină războiul și o să pierde o mare putere politică, nu neapărat militară. Bun. Deci asta înseamnă noi pentru NATO. O bază avansată pe care să pot face niște sperieturi pentru a avansa niște lucruri politice, îți dăm asta, ne dai asta, ce ne interesează pe noi, ce ne vă interesează pe voi, e un punct de negociere. Atât. Atât timp cât vorbim și de Ucraina, războiul din Ucraina nu se va întâmpla decât ori din greșeală, ori din cineva care reacționează mult prea tare pentru ceva care nu trebuie, facem să țară armăsar, ori este pornit de un false flag, de o lovitură proprie ca să începe un război. Englezilor le convine un război, pentru că Boris Johnson. Același Boris, alcoolic. E pe punct de a-și pierde jobul în Anglia și are și el nevoie de niște lucruri politice bune. Ori am oprit un război, eram la graniță, la 2 mm și am reușit în politica noastră să oprim un război, să-i oprim pe ruși să se atace. Și faptul ăsta se pune la cataramă, la noci la belt. Și la fel și lui Biden. I-ar fi foarte, după problema este că Biden a pierdut foarte mult capital politic din cauza retragerii în Afganistan, care a fost un dezastru, și nu prea au mare încredere americani în el. Dar există foarte mulți americani, inclusiv democrați, inclusiv republicani, care sunt, cum se numesc în America, war hawks. Pentru ei, ideea de război, și special împotriva Rusiei, care a fost tamtamul, propaganda, timpul războiului rece, ăștia au crescut, s-au născut în această atmosferă în care Rusia era the bad guy. Nu era niciodată poporul Rusie bun, dar leadership-ul este rău. Era rușii, răi, criminali, groaznici, mafioți, etc. Și toți ăștia crescând în acest nivel, încă trăiesc acest lucru. Politicienii noștri au 60-70 de ani. Deci mentalitatea lor este mentalitatea de acum 60-70 de ani. Gândirea lor. Da. Și vom fi folosiți ca niște pioni în acest conflict politic, care poate să devină militar numai dintr-o greșeală. Nu-l vrea nimeni acest conflict militar. Pentru că nu te poți bate cu o țară nucleară și să-i învingi. În momentul în care Putin vede că ar pierde un război, se folosește de armele nucleare. Înainte să moară el, murim toți. Da. Sau poate să facă niște amenințări, niște ultimatumi foarte, foarte groaznice. Au și ei propagandă, au și ei agenți de influență, au și ei agenții lor, presa lor, etc., internetul, în care poți să-i întrebe pe englezi. Bă, vreți să faceți schimb de un oraș? Luăm Londra, voi țineți Minskul.
Să-i vezi atunci, bă, câți englezi, câți americani, câți francezi, câți germani și-ar dori să moară pentru a apăra Ucraina. Care, din ideea NATO, NATO trebuia să fie să vadă totul strategic din partea de la Germania de vest încolo, ca pe vremuri, vestul. Partea de est a Europei nu a fost niciodată critică pentru NATO. Era un fel de zonă de bătălie în care îi atragi pe ruși ca să-i poți să-i prinzi, să-i faci zob. Nu vrei să te duci după ei în Rusia. Greșeala asta a făcut-o și Napoleon și Hitler. Vrei să-i atragi pe ruși în Europa, unde se pot face bătălii, la o climă ok, în zone pe care le cunoaștem foarte bine, avem foarte bune hărți, avem acoperire de sateliți, și în special iarna. Deci ăsta ar fi cel mai groaznic moment de a porni un război pentru ruși, din punct de vedere militar. Americanii, eu fiind fost soldat, nu prea petrec Crăciunul acasă. Întotdeauna sunt pe undeva, pe undeva, pentru că toate radarurile și centralele termice funcționează perfect în timpul iernii. Deci îți vezi inamicul de mai departe, mai clar, și din avion, și din tank, și din ăsta, aruncătorul de rachete, etc., etc. Deci se lucrează, tehnologia funcționează peak performance, când e frig. Iarna, nu poți să ascunzi urmele de tank. Deci știi întotdeauna de unde au venit. Da. Te uiți după dure. Nu poți să ascunzi mișcarea de soldați. Să lase urme în zăpadă. Dacă ești în Finlanda și ninsoare continuă, înțeleg, dar special în iarna asta, fără ninsoare, chiar dacă e pământul beton, tot se lasă urme. Șenilele unui tank, fiind tancuri rusești care nu au ăstea plastic pe șenile, ca ale americane, lasă niște dure groaznice în pământ, în șosele, în orice, pe oriunde merg. Da, deci nu poți fi ascult. Da. Da. Momentul în care pornești un motor, tot satelitul îți vede heat signature, semnătura de căldură. Și imediat știu unde se lansează dronele, bombele respective. Deci este groaznic. În special cu tot echipamentul pe care îl poartă soldații. Cu vesta antiglonț, cu mop gears. Pentru că este normal în caz de război să fii la toată protecția împotriva gazelor, etc., etc., chiar dacă nimeni nu prea l-a mai folosit în timp recent, totuși este parte din uniforma unui soldat. Și e ca un fel de sauna sută. Asta te încălzește și mori de cald. Se reduce randamentul. Deci, iarna, time of war. Perfect for the Americans. Da. Păi în cazul ăsta putem să spunem că Rusia cumva e într-o vulnerabilitate economică dacă ar fi să poarte un război pe termen lung? Pe termen lung nu cred că vrea Putin. Nu cred că vrea Putin din cauza experienței cu Afganistanul. Nu-și pot permite nici economic. Bineînțeles, vor fi sancțiunile și mai tare strânse. Posibilitatea închiderii sistemului SWIFT, pe care rușii deja au un plan B cu chinezii și cu Iranul, dar, totuși, dacă se închide sistemul SWIFT, sunt mulți ruși care vor suferi de asta pentru că au bani în străinătate, au bani în afaceri, au bani în investiții pe care nu mai pot să mai ia. Sunt în afara controlului lor. Rusia, problema Rusiei acum, ei au două țevi de gaze naturale. Una care merge până Ucraina, care plătește milioane de euro pe an pentru tranzit și pentru volumul de tranzit, în care ucrainienii au și ei niște țevișoare mai mici de unde trag de acolo gaze pentru folosul lor, nu prea și-au plătit facturile, și mai se și fură din această țeavă. Rusia și-a făcut a doua țeavă în Marea de Nord, care ajunge direct în Germania, fără a mai tranzita Ucraina. În felul ăsta, ei plătesc pentru investiția care a costat, îmi închipui destul de mult, pentru a face această țeavă, prin faptul că nu mai plătesc Ucrainei niciun cent. Și în afară de asta, de ce să plătești tu la o țară care te scuipă în ochi? O grămadă de bani, anual, în fiecare an. Mai bine dai acolo și plătești, virezi direct europenilor gaz la prețul pe care îl vrei tu. Asta înseamnă și motivul războiului în Siria. Că pe acolo se dorea să mai vină cealaltă țeavă, țeava sudică, să alimenteze Europa de gaz din Oman.
Și în felul ăsta Putin ar fi fost un fel de competitor și să putea juca ideea că cine dă mai ieftin de acolo cumpăr, și s-ar fi putut reduce prețurile și presiunea asupra Europei din cauza gazului. Intenția NATO este să protejeze Europa de a depinda de resurse naturale din Rusia. Faptul care îi dă lui Putin prea multă putere și Rusiei, în general, prea multă putere. Uniunea Europeană și NATO nu pot mișca liber împotriva Rusiei din cauza că sunt dependenți de gazul natural. De acolo vine războiul din Siria, pentru că Putin a spus lui Assad, eu te apăr, tu refuzi țeava. Da. Da. Văzusem, citisem astăzi foarte interesant în cartea lui Călin Georgescu, arătăm și noi, Cumpăna României, o chestiune despre NATO care mi-a atras atenția. Bine, cartea e scrisă în 2016, mi-a atras atenția cu privire la scutul NATO, că de fapt cam asta este în mare parte pentru noi. Zicem așa. Și spune așa, este bine că suntem în NATO, dar nici aici nu ne știm interesul. Niciodată o țară distrusă economic nu poate fi apărată. Deci vorbim despre noi. Dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva în România, NATO nu ar interveni, pentru că ar trebui să investească atât de mult în infrastructură ca să ne poată apăra, încât nota de plată ar fi prea mare. Principala însușire a unei țări care își cunoaște interesul și viitorul este de a ajunge acolo unde dorește prin propriile forțe, prin noi înșine, în ghilimele. Dacă am fi locați într-o zonă ca și cum Austria, am fi apărați. Pentru că asta înseamnă la preșul Europei, de vest. Și acolo s-ar fi băgat bani pentru că este o treabă, cum am vorbit înainte, strategică. Fiind în estul vestului, la cap de linie, nu suntem așa de importanți. Nu suntem nici ca Afganistan. Da, mai ales că Bursa Energiei se află la Viena, nu? Adică, până la urmă, de acolo se trag cumva sporile pe în sensul ăsta. Și mai spune în legătură cu câteva personalități americane, printre care Hoyt Lee, care a fost asistentul secretarului de stat american prin 2014, și spune așa, dintre care și Patrick Buchanan și cred că îi știi și tu, Ron Paul. Vizita asistentului secretarului de stat american Hoyt Lee la începutul lunii septembrie 2014 a creat în România o euforie mediatică. NATO ne va proteja. Cât de naiv sau de inconștient poți să fii ca să te liniștească niște mesaje trimise de SUA printr-un funcționar de rang inferior al Departamentului de Stat și spune în ghilimele, exceptând cazul în care ne-am pierde mințile noi, în paranteză americanii, nu ne vom lupta cu Rusia pentru un teritoriu pe care niciun președinte american nu l-a considerat vital pentru noi, scria Pat Buchanan, senior advisor pentru trei președinți americani, Nixon, Reagan, Ford, și candidat la președinția Statelor Unite în anul 2000. Extras din articolul Nationalism, not NATO, is our great ally. Naționalismul, nu NATO, este marele nostru aliat, Patrick J. Buchanan, de pe site oficial. Republicanul Ron Paul, membru al Camerei Reprezentanților până în 2013, este altă celebritate a vieții politice americane, care a criticat poziția guvernului țării sale în criza ucraineană. Adevărul este că puciul de acum câteva săptămâni menit să-l răstoarne de la putere pe președintele ales Victor Ianucovici, a fost pus la cale de același grup, NATO, Uniunea Europeană, Statele Unite și FMI. În Ucraina lucrurile sunt încurcate, iar încurcătura este din ce în ce mai mare. Ar fi mult mai bine pentru ucraineni, pentru europeni, pentru ruși, pentru poporul american, dacă ne-am ține deoparte și am urmat principiile unei politici externe non-intervenționiste. Să nu ne trimitem bani și arme, să nu ne amestecăm și să nu luăm partea unora sau altora dintre cei implicați în conflict, extras de pe Ron Paul Channel. Multe personalități americane de vază, cu o vastă experiență pe scena politică, împărtășesc astfel de opinii. Doar că opiniile lor nu pătrund în România, ocupată de marile corporații și servilă până la trădare prin politicienii săi corupți. În țara noastră, cei care încearcă să prezinte punctul sau puncte de vedere echilibrate sau alternative care contrazic interpretările oficiale sunt etichetați imediat drept rusofili și altele. Apoi trece și vorbește despre Rusia. Exact ce vorbeam mai devreme, nu? Adică toate noutățile externe sunt dominate în care are foarte puțin ascultători în America și BBC. Ei sunt pur și simplu buza Departamentului de Stat. Ce nu vor ei să fie auzit, nu va fi auzit.
Și dacă omul nu este băgat adânc în politica americană, politica britanică, politica germană, nu va ști aceste lucruri, aceste subtilități. Deci, ce auzim noi aici și propaganda pe care auzim noi aici, e ca scânteia după vremuri. Da. Trebuie să te uiți la ambele direcții, să cauți scânteia și cum era pe vremuri Europa Liberă, să-ți dai seama că adevărul e pe undeva pe la mijloc. Nu știu de ce românii care au trecut în comunism nu fac asta deja intrinsic, din experiență națională. Cred prima sursă că vine de la americani. Mi-aduc aminte de bunicul când povestea că vor veni americanii să ne scape, vor veni americanii să ne scape. Da, și bunicul meu la fel. Sperau toți americanii, că sperau toți românii că vor veni americanii, eventual. au venit după ce s-au liniștit lucrurile. Bine, dacă s-ar descoperi niște un depozit enorm de ăsta, de ce se folosește la bateriile electrice, nu silicon, ăsta, la bateriile electrice pentru mașini electrice și pentru calculatoare. Deci toate bateriile electrice sunt făcute într-un anumit chimical, care se minează după în Chile, așa. Ah, Wolfram, dar nu Wolfram. Descoperi, da, un depozit ăsta enorm în Moldova sau Bucovina, dintr-o dată ar deveni niște treburi foarte importante pentru NATO. Bine, și ne-ar ajuta la o unificare. Bine. Pentru mine, ca român, eu aș zice, ar fi fost mai înțelept pentru România să meargă o politică de neutralitate. Da. Stil Elveția. Faptul că nu ne-am fi băgat în NATO și dacă am fi avut niște politicieni de aia ca lumea, să, un Nicolae Iorga sau ceva de genul ăsta, să ambaleze pentru noi niște drepturi, să puteau scoate niște concesii foarte mari de la Rusia. Vreți să aveți acea libertate de zonă să nu ajungă NATO până la buza voastră? Bun, noi stăm neutri, dar vrem și noi înapoi Moldova, Transnistria, Unirea, țările pe care le-a luat, județele pe care au fost furate de Ucraina, etc., insula Șerpilor, așa, niște cadouri, posibil tezaurul. Pe care oricum niște cadouri. Zis că ni le oferă, da, numai să-l cerem. Da, da, păi la, când începe negocierea pentru tezaur, ar fi fost ieșiți din NATO sau scoateți rachetele din NATO, scutul. Puteți să lăsați pe americani să plimbe până țara voastră, că de, oferă și la populație diesel gratis. Motorină gratis. Da, mai ales că s-a furat recent de la Cugălnicen. Faceți și voi niște bănuți, înțeleg. Dar nu lăsați să pună scuturi și rachete care pot fi modificate, să pot face și ofensive, arme ofensive. Trebuie de genul ăsta. Am fi început un dialog pe care normal Putin ar vrea să fie. Adică tezaurul pentru el nu este mare brânză, securitatea națională a Rusiei este mare brânză. Asta aș fi făcut eu, o politică de neutralitate. Faptul că ne-am milogit să intrăm în Uniunea Europeană și am fost păcăliți cu zona de Schengen, în care tot n-am intrat, deși am fost promis și s-a trecut legea că intrăm, a început pandemia și n-am intrat, da. Deși Croația, care a intrat după noi, este deja în Schengen, noi nu. Ce ne-a folosit nouă Uniunea Europeană? Bine, niște legi mai stricte, puțin pentru politicieni, care înseamnă că trebuie să mintă mai bine. Ne-a furat toată forța de muncă, au luat brain drain de la noi. Deci toți oamenii educați și doritori să facă ceva s-au dus în vest, pentru că acolo este posibil, așa, majoritatea, nu toți. Și au rămas acolo. Ei sunt a patra ramură a României, care generează o bogăție enormă trimisă înapoi în România, rudelor, pentru care nu avem jumate de țară murind de foame cu ajutorile sociale de aici din România, pentru că primesc din străinătate. Mexicul face la fel. Deci ei salvează o grămadă de bani, pentru că mexicanii din America trimit bani înapoi. Miliarde pe an. E o sumă uriașă. Și la noi se face la fel. Ne-au luat mâna de lucru ieftină și lucrează și acolo ieftin, pentru că dacă sunt prea mulți lucrători, salariile sunt mai mici, etc. Și mulți români nu mai vor să mai revină înapoi în țară, eu sunt unul dintre cei care au vrut. Dar mulți români nu mai vor să mai vină înapoi în țară, pur și simplu pentru că s-au învățat cu lucrurile care merg bine. Și atunci venit înapoi în țară este costisitor. Plătești impozite, declarații,
hârtii și eu când am venit în România nu mai eram considerat cetățean român. Nu mi se găsea nicio adeverință. Deși aveam certificat de naștere. You have to prove you are Romanian, mi s-a spus. Da. Că nu nașterea în România îți dă cetățenie, îți dă statul cetățenia. Și noi avem nevoie de declarația statului în care erai declarat cetățean. Deși aveam buletin. Buletin de România. Da, dar n-avea CNP. În 78, când am plecat, eu nu se pusese încă CNP-ul. Așa e, da. De faptul că aveam buletin, că aveam 16 ani, nu conta. Da. Deci, pe mulți români care ar dori să întoarcă, trebuie să te lupți cu birocrația. Adică vrem românii să vină înapoi, dar ne doare în cot de nevoile lor. Și vă punem bețe în roate în orice direcție. Bine, dacă stăm să ne gândim chiar și de față de românii din Ucraina, că am scris recent un editorial cu privire la chestiunea asta. Da. În care, na, acolo sunt oricum două tipuri de români, am mai spus-o. Sunt românii aia dacă vechi. Dacă vrem să luăm refugieți de război, cum se vorbea adineoară în presă, să ne oferim să deschidem granița pentru refugiații români, care vor să vină înapoi. Da. Deci erau două tipuri de români, România vechi, volohii, care sunt o comunitate foarte mică, de câteva mii de familii, dar mai sunt și românii destul de mulți dintre românii actuali. Și e foarte interesant, deci vreau să revenim la chestiunea cu neutralitatea, dar totuși vreau să vedem că totuși ai menționat și chiar era pe listă. Cum stăm noi cu Uniunea Europeană? Adică știm foarte bine că românii, mulți dintre noi, am vrea să ieșim din Uniunea Europeană. Dacă este fiabil sau nu, vom vedea. Hai să vedem. Dar acum, în zilele astea, chiar se preconizează a se face un raw exit la un moment dat, bineînțeles prin referendum. Se lucrează, din punct de vedere juridic, la proiectul ăsta. Și totuși, cum stăm noi în contextul actual, după toată chestiunea asta cu pandemia și cu, iată, da. 5 a Alpha News, o televiziune din Pitești, în care am spus să nu, Doamne ferește, să intrăm în Uniunea Europeană, că va fi grav pentru noi. Mm-hmm. La ora actuală, the way I saw it is breach of contract. Deci, contractul pe care l-am făcut noi cu Uniunea Europeană a fost o înșelăciune. Faptul că noi nu am fost aderați la zona Schengen este o promisiune clară, care nu s-a ținut. Faptul că noi nu am primit ajutoarele necesare la momentul, că dacă ești într-o uniune, trebuie să fim uniți. Da. Și avem niște fonduri europene care se puteau da. Bine, dacă europenii nu aveau încredere în guvernul nostru pentru că are o reputație de a sustrage fonduri, veneau cu agențiile lor și le dau banii direct în ambasadele lor. Se putea face o ocolire a guvernanților români ca să nu se mai ducă pe acolo nimic. Vrei fond european din partea Germaniei, te duci la ambasada germană, faci o cerere, le spui ce vrei să faci, îți dă banii, după care să uită să vadă dacă ce ai spus tu a fost adevărat. Dacă nu, trebuie să dai banii înapoi, faci contract. Da. Faptul că noi nu cerem despăgubirile de la ucrainieni, pentru că toți acești români, nefiind lăsați să învețe în limba lor, eventual dacă se refugiază, li se vor lua pământurile, se vor lua casele, se vor lua afacerile, etc., ei nu vor primi de aceste despăgubiri în veci. Și noi totuși am semnat anul trecut un acord de prietenie și colaborare și apărare reciprocă cu Ucraina. Nu știu de ce. Nu văd niciun rost în acest tratat, acest acord, niciun interes al României, decât dacă ni s-a dictat de sus, semnează asta pentru că este pentru bine NATO-ului. Eu m-aș fi opus. Nu este în interesul național al României și nu trebuie nicio, așa cum nu vrem să-i lăsăm pe europeni să ne dicteze nouă ce facem cu țara noastră, Constituția noastră fiind legea de bază a țării, așa nu putem să lăsăm nici pe NATO să ne dicteze contra indicații nevoilor noastre naționale, pentru că Constituția noastră și dreptul de stat și dreptul de
Asta este pentru un președinte ceva de nemișcat. Dacă tu ești președintele României, ales de români, să servești România, tu ai făcut un jurământ pe Constituție. Tu nu poți să trădezi interesele țării din cauza altor interese. Sau exact. Promisiuni de bani, promisiuni de treburi, da? După ce termin cu prezidenția, te primim cu drag în Las Vegas. Nu. Nu se face. S-auzi, nu se face. Dacă nu poți să faci asta corect, cinstit, bă, nu te bagi în politică. Clar. Da. Îți dai demisia, ți-ai bănuții și pleci. Aia e. Deci, asta este. Uniunea Europeană pentru noi este un mare, mare defect. Din cauza că noi ne pierdem toți copiii. Avem sute de mii de copii care plâng că nu au părinții acasă, crescuți de bunici. Mă, părintele are totuși un rol în creșterea unui copil. Copilul care crește numai de bunici, nu mai e ca oricum 100 de ani în care era cultura și ascultarea de bunici și respectul pentru societate și pentru normele de societate în care copilul creștea oricum ok și crescut de bunici. Și poate și mulți bunici fac niște lucruri foarte bune crescându-și acești copii, poate chiar mai bune decât părinții. Dar în momentul în care cultura este cum e cultura de astăzi, nu poți să lași pe baza unor bătrâni să-și ajute nepoții cu tehnologie, cu nevoi de asta, cu învățarea de acasă, în momentul în care satele n-au apă, n-au gaze, n-au toalete, n-au dăniciunele pe la școlile alea, n-au profesori competenți, e greu. Și este foarte groaznic de greu pentru copiii care cresc singuri și care pleacă în sănătate când termină și, sau când pot să se alăture părinților. Este foarte groaznic că sunt sate goale. Am condus o grămadă vara asta prin satele României și am constatat și iarna asta. Mergi pentru un sat și vezi 3-4 coșuri fumegând. Un sat de 300 de case. Păi stai puțin. Cine mai stă acolo? Bătrâni? Tineri? Și atât, că cei în vârstă să muncească sunt la oraș muncind câștigând o pâine. Nu mai stă nimeni la țară. Suntem o societate foarte, foarte, foarte zdruncinată de acest intrare în Uniunea Europeană. Financial este foarte greu pentru noi, pentru că ni se dictează niște lucruri și scăderea leului față de monedele internaționale cauzează panică și inflație aici. Manipularea pieții de către oamenii cu big money, cum ar veni, companiile mari care vin aici, înseamnă că ei găsesc foarte ușor posibilitatea de a da mită, de a trece peste niște adversari, niște antreprenori români, pentru a lua niște afaceri. Controlează politica prin donații, prin prin agenții non-guvernamentale, NGOs, treburi de genul ăsta. Deci noi suntem pur și simplu the Wild West, the Wild East. Suntem de vânzare, ieftin. Sau un soi de ieftin. No man's land, ceva de genul. Da, ieftin. Aici, cum se zice, în România totul este posibil, bă, e cam adevărat. Dacă ai niște milioane și puterea unui McDonald's sau puterea unui Coca-Cola sau puterea unui Microsoft în spatele companiei tale, nu se poate opune nimeni. Da. Și în felul ăsta ucidem pe cei care vor să fie antreprenori aici, care au două șanse de trăit. Ori iei niște comenzi de la guvern prin legalități politice, ori dai șpagă, ori furi ca să supraviețuiești în business și să crești. Ca să faci competiție celor din vest e foarte, foarte, foarte dificil pentru the average guy. Da, pur și simplu, pentru că și mai ales fiscalitatea, parcă aici suntem într-un paradis fiscal. Cumva, până la urmă, că se poate bypass, ca să zicem așa, trece foarte ușor. Păi și atunci un ROE exit ar fi viabil? Adică pentru cei care nu știu. Ar fi viabil pentru că ei au încălcat niște condiții de aderență. Okay? Ei n-au spus, intrați în Schengen, nu s-a întâmplat. Ei n-au spus, dizolvați granița, nu s-a întâmplat. Ei n-au spus, o să aveți acces la ăsta... cum se numește, Uniunea, e ca un fel de WTO în Europa. Aha. Uniunea Europeană a Comerțului. Da, de aia de 93 ne-a dus momeala că intrăm, că intrăm, că intrăm imediat, mintenași, cum zice românul, și
Și nu s-a întâmplat. Deci nu poți să ne ții cu niște promisiuni goale. Ai încălcat contractul. Am făcut un contract, nu ai observat aceste lucruri pe care l-ai promis, ieșim. Deci nu plătim nimănui nimic. Pur și simplu ieșim. Pentru încă breach of contract. Și mai putem da și în judecată. Că ne-ați promis, noi ne-am dus cu bună voie, cu bun simț, am încercat și am făcut cât am putut noi să facem toate lucrurile care ne le-ați impus și dintr-o dată suntem nimic cu tuturor. Veniți și ne dictați niște treburi. Păi stai puțin, asta nu e uniune. Uniunea e ca o căsătorie în care soțul pierde ceva din el, soția pierde ceva din ea ca să se unească să fie unul. Nu renunță soția la self-ul ei ca să se unească cu țeful, nu renunță el, soțul, la self-ul lui ca să se unească cu soția. Fiecare dă jumătate. Asta e uniune. La american, federalizația s-a făcut cu 2 senatori din fiecare stat, statele fiind egale, și reprezentanța mai mare în casa reprezentanților bazată pe populație. Dar senatul era egal. Fiecare stat era egal. Nu contează că era stat mic sau stat mare. Nu conta că era Rhode Island sau Texas. Da. În Europa asta nu se face. În Europa este pur și simplu un regim neofeudal în care Franța și Germania dictează tot ce se întâmplă. Și mai sunt țările nordice care au bani și au fonduri naționale, ăstea, norvegienii, suedezii, din cauza petrolului și gazelor naturale, ei au fonduri suzerane și au taxe mari și lor le convine și sunt savers. Sunt ăștia care economisesc și trăiesc în economic. Guvernele lor nu cheltuiesc așa anapoda. Și faptul că europenii nu au plătit aproape nimic pentru apărarea proprie în timpul războiului rece, este ceea ce le-a dat lor posibil să dea niște educație gratisă, un sistem de sănătate gratis, aproape gratis, și la noi e aproape gratis, dar e aproape nimic din el. Ca pe vremea comunistă, noi ne prefacem că muncim și voi vă prefaceți că ne plătiți. Noi ne prefacem că plătim la fonduri și ei să prefac că ne tratează. Da. Asta e. Dacă nu ești pe cont propriu, ai încurcat-o. Dacă n-ai bani să te descurci, ai încurcat-o. Dacă ești clasă mijlocie, este groaznic pentru că ești prea sărac ca să fii ok și prea bogat ca să te ajute statul. Deci ăștia sunt vizați asta primii. Care... Exact. Da. Un soi de haiducie din asta. Da. Take from the rich and give to the poor. Numai că săracii nu o primesc chiar. Ăștia de la clasa mijlocie, care ei sunt chila statului. Clasa mijlocie ține statul normal. Evită abuzurile bogaților contra săraci și dau speranță săracilor că dacă muncesc și pun nasul pe carte și economisesc, intră în clasa mijlocie, după care copiii lor vor putea ajunge bogați eventual. E, asta este foarte bună menținere de guvern. Orice stat are clasa mijlocie mare, este un stat stabil. În momentul în care ai numai bogați și săraci, ai ajuns Banana Republic. Da. Orice țară de Banana Republic style, uite-te să vezi dacă au o pătură mică de bogați și pătură majoră de săraci și foarte subțire clasa mijlocie. Aia provoacă instabilitate economică și politică. Și multe țări mari doresc acest lucru pentru țările mici. O țară care este instabilă politic și economic este o țară ușor de abuzat. Am devenit colonia Europei. Da. Fără să fim colonizați armată. Acum suntem colonizați prin companii. Ca pe vremea feudală sau pe vremea fanarioților. Asta este cea mai mare legătură a istoriei între trecut și prezent. Sunt fanarioți. Cei care plătesc mita cea mai mare sunt la putere 2, 3, 4, 5 ani să ne jupaie de aici, să scoată de aici ce au plătit plus extra, după care vin alții. Pentru diverse bogății naturale, de care România nu ducea lipsă. Și încă mai are. Și are destul. Păi și economicește, de exemplu, pentru că apare chestiunea asta a PNRR-ului cu Programul Național de Reziliență, mă rog, și recuperare, sau cum se numește. Sunt foarte multe controverse, bineînțeles. Am primit, n-am primit bani, n-am primit. Și nici nu se știe, s-ar putea să nu primim.
Până la urmă... Vom primi împrumuturi. Cum? O dobândă foarte mare. Da. Împrumuturi pe o dobândă foarte mare. Cred că suntem țara din Europa care plătește cea mai mare dobândă la împrumuturi. Nu pot să-mi explic de ce. Aparent nu avem niciun negociator la capitolul finanțe. Cât s-a făcut Zob pe vremea când a fost el. Da. Deci împrumuturile sunt făcute la 4% sau mai mult la dobândă. În timp ce oamenii cu bani preferă să facă niște companii care dau niște împrumuturi, pentru că dacă îi parchezi la bancă îi pierzi. Una la că se dă dobândă nimic și două că te costă să-i ții în bancă și trei că ți-i mănâncă inflație. Deci lor le-ar conveni să dea la o țară 2-3% că cel puțin nu-i pierzi. Da. Și noi plătim mult pentru aceste împrumuturi și ar trebui să fim ajutați cum i-au ajutat englezii și germanii și francezii pe restul pe periferiilor din vest, să ia împrumuturi la niște preț normal, punând toate bondurile astea naționale la un fel de fond comun. Da. Deci economic nu este fiabil pentru România să fie în Uniunea Europeană. Deloc. Deloc. Noi plătim prețurile din vest plus dobândă, pentru că se transportă totul aici. Dacă nu facem aici în țară, trebuie să cumpărăm din altă parte. Și românii, după ani de zile de comunism în care dacă aveai bani, n-aveai ce cumpăra, acum vor totul, că au bani. Și cei care n-au bani vor totul. Și totul este cumpărat din exterior. Avem din Spania, din Portugalia, din Italia, din Franța, din Brazilia, din Chile, din Argentina, etc. Nu sunt făcute aici. Toate acestea sunt cumpărate din exterior. Deci noi plătim prețurile din afară plus transport. Și avem salariile de est. Salarii mici. Prețuri mari, salarii mici. Ceea ce face haos în economie. Absolut haos. Da, practic, noi am putea vinde cărbune, noi am putea vinde cărbune Chinei. Ok, nu folosim în țară, că ni s-a interzis de Uniunea Europeană. Foarte bine. Dar deschidem minele și rupem niște cărbuni și îl vindem Chinei, care îl folosește. Deși planeta e rotundă și poluarea care este făcută în China ajunge aici oricum. Faptul că exact. Pot să cumpăr carbon credits, că dacă eu poluez mai mult și iau niște carbon credits, mă face curat, poluez la fel. Dar cumpărând niște carbon credits, înseamnă că sunt legal în poluarea mea. Nebunie. Absolut nebunie. Noi avem nevoie de un naționalist la putere care să se uite primar despre națiunea lui. Cum a făcut, nu neapărat că agresc cu toate politicile lui Trump, dar Trump era pe față. America first. Da. Și ca președinte american, este clar că nevoile Americii trebuie să vină prima. Și dacă l-auzi pe președintele Israelului, Israelul first, este clar că ce au nevoie israelienii vine primul. Și Putin, Russia first, e clar. Nu este o treabă că hai să facem tam-tam. Ia uși, a zis Putin că Russia first înseamnă invazie. Nu. Este un lucru normal care a trebuit să fie spus de toți președinții în fiecare zi despre țările lor. Iar astăzi Biden nu spune America first, spune altceva. China first. Da. Ceva de gen. De unde vin banii? Da. De unde exact. Vin banii și influența? Și șantajul. În fine, deci economic nu e bine, politic nu e bine că ni se dictează din afară ce putem sau ce nu putem face. De punct de vedere muncitoresc, nu e bine că ni se fură toți muncitorii și în special cei calificați. De punct de vedere a resurselor, nu e bine, pentru că vin străinii cu bani mari și cumpără și românul care vrea să zice, vrei să vezi niște pământ. Mi-l dai mie cu 3 euro pe metru pătrat sau îl dai la un arab saudit cu 100 de euro pe metru pătrat. Ăla are bani. E clar. Deci românii nu pot cumpăra nici pământ în țara lor. Și din punct de vedere absolut, nu este ok. Deci ca militar nu e ok, financiar nu e ok, din punct de vedere mâna de lucru nu e ok, educațional nu este ok. Noi avem o tendință de a lua de la celelalte țări, în special primul lucru, toate lucrurile proaste. Cum înveți într-o limbă străină, primul lucru în jurăturile. Da. Mă, de ce să luăm noi toate obiceiurile proaste ale vestului? Avem și noi destule.
Da. Hai să luăm ceva și mai bun, să învățăm să facem politică mai bună, să învățăm să facem o societate mai bună, să învățăm să facem o educație mai bună, să învățăm să facem un sistem de sănătate mai bun, o viață mai ecologică. Grow it here, eat it here. Asta reduce carbon footprint-ul. Exact. Sau îl elimină total. În loc să hai să plimbăm mâncarea dâncile în România. Sau din România în Ulaanbaatar. Pă bune, să folosesc mii de galoane, mii de litri de motorină pentru a transporta o mâncare între peste ocean sau să trimitem grâu de aici în China să fie procesat, să luăm aluat congelat înapoi. Da, exact. Ce, ca ce chestie. Da. Deci noi trebuia să continuăm în continuare după 90 la o politică de avem intern tot ce avem nevoie. Dacă nu ne convine ce avem nevoie intern, putem atunci să cumpărăm. În momentul în care balanța de vânzări și cumpărări era că vinde mai mult decât cumpărăm, ca orice om, un președinte trebuie să se gândească. În momentul în care noi cheltuim mai mult decât suntem plătiți, suntem falimentari. Ideea este că dacă ne vreți în Europa, după 90, foarte frumos, ajutați-ne să ne refacem industria care fusese lăsată cam nearanjată în ultimul an de comunist și să devenim producători, să devenim India sau China Europei, care noi producem tot. Mai ieftin ca în vest, că ne plătim lucrătorii mai puțin. Dar să aibă fiecare un job. În fiecare sat să făcea o mică uzină. Sau între sate. Nu, am demontat și am vândut la fiare vechi aproape tot. Au fost niște proiecte, noi am vorbit despre asta chiar în episoadele trecute și am tot subliniat, pentru că, iată, odată cu reapariția sau apariția mai deasă a lui Călin Georgescu cu proiectul de țară prin diferite emisiuni, normal că atacurile iarăși au pornit împotriva lui, așa cum au fost de altfel și acum câțiva ani, chiar atunci când s-a lăsat cartea Cumpăna României. A fost, de exemplu, Constantin Cojocaru, cred că și tu ai auzit de el, cel care s-a opus legii privatizării a lui Brucan, 15/90, imediat după 1990, în 1991 a ieșit o variantă revizuită, varianta Cojocaru, care s-a transformat mai apoi, după 2000, în Constituția Cetățenilor, cu ajutorul unor alte personalități care s-au format într-o mișcare, inițiativă cetățenească de construire, mă rog, a proiectului legislativ. În 2014 a ajuns să fie propusă, singura de altfel, Constituția Cetățenilor propusă pentru dezbatere în Monitor Oficial, dar iată că cumva au fost băgați din nou un cont de umbră, e cumva un tampon aici în țară la noi, un tampon, un soi de, nu știu, o chestie securistoidă globalistă, nu știu, care efectiv, adică un soi o plapumă uriașă care acoperă fiecare. Romanii aveau un citat despre asta pe care îi învăț pe copiii mei la școală. Manum manam lavat. O mână spală pe alta. Așa, da. În engleză de zi cu zi, you scratch my back, I scratch your back. Deci una să acopere pe alta, să spală mâinile și împreună țin fața curată. Nu este nimeni la iveală cu nimic. Deci nu au fost liste de securiști din trecut, turnătorii din trecut. Îți dai seama, când cineva după 90 era în charge de privatizare, chiar dacă o faci în mod corect, să dai pământul și averea înapoi tuturor care aveau acest lucru înainte de comunism. Bun. Dacă le dai unora primii și altora ultimii, cei care au luat averea primul vor putea face din ea bani, vor deveni clasa superioară. Da. Deci chiar dacă o făceai corect, faptul că te dai la prietenii tăi primii și la ceilalți ultimii, deja îi favorizai o clasă de societate. Atunci trebuia în România pur și simplu să fie un regim atât de corect ca să stabilească țara din nou, să facă echitate, să facă dreptate, să facă justiție. Nu. Nu s-a făcut. A fost pur și simplu un coup d'etat, o răsturnare în care oligarhii din partid l-au scos pe Ceaușescu pe linia alăturată și au împărțit țara între ei și au devenit baroni. Și copiilor
acum conduc industriile de top sau fac parte din partidele de top care sunt la putere și împart între ei ăștia de joburi de stat. Foarte puțini sunt cei care și-au făcut averile cu mâna lor și ăștia, ca să aibă acces la capital, au făcut niște deal-uri cu restul de oameni. Și asta duce la căsătoria asta de interes, că mă căsătoresc cu cineva din cauza că părinții ei sunt bine sau părinții lui sunt bine. Treburile astea sunt triste pentru niște cetățeni. Reduc în verticalitatea cetățeanului, care nu te mai căsătorești în cauza că ești îndrăgostit, te căsătorești din interes. Bine, și dacă ești și drăguță sau drăguț, și mai bine, ca un fel de cherry on the tort. Dar este, nu ne jucăm cu aia Dumitrache, că de, sunt săraci sau nu ne pot ajuta cu nimic. Alegerea de nași, alegerea la botez, Doamne ferește! Toate astea sunt feluri de împăduchere a guvernului și a industriilor. Pentru că omul vrea să ajungă și el cineva și nu știe cum să-și ducă la piață lucrurile de care el este în stare să le facă. Și atunci se folosește de vechile metode. Nepotismul, șpagă, minciună, furt, etc. Da, efectiv. Da. Bun, revenind la tema neutralității, pentru că am acoperit chestiunea NATO, am acoperit UE, Pro-exit, iată, este foarte viabil, de altfel, cred că ne-am putea descurca mult mai bine, având în vedere. Și mi-aduc aminte ce spunea părintele Iustin Pârvu. Românul nu are nevoie să importe nici măcar un cui. Bun, iată. Neutralitatea, hai să vorbim un pic despre ea. Neutralitatea da. Ar duce foarte mult bine. Dacă ne uităm la primul război mondial sau la al doilea, națiunile care au aliați acționează diferit. Deci imaginează-ți pe tine că te le pot teleporta acum, te duc în ghetoul cel mai nasol din Los Angeles. Cum te-ai comporta acolo de unul singur? Ai merge cu spatele la zid, cu zâmbetul pe față, sărumâna, good day, hello, I love everybody. Dar dacă te teleportezi cu 150 de infanteriști marini sau de Navy SEALs, dintr-o dată, țanțoși, uite ce am în jurul meu. Deci o națiune cu mulți aliați funcționează foarte beligerent. Și nu face o politică de pace, nu face o politică de armonie, că n-are de ce. Ei fac politică pe bază de superioritate. Am prieteni. Sunt necesar, sunt aliat. Ieșirea din aceste treburi n-ar face să avem o politică de interes național. Cum este Elveția. Fiecare elvețian face serviciu militar, când pleacă de la serviciu militar, păstrează arma și 1000 de glanțe. Cu datoria de a servi până la o vârstă. La acea vârstă, dacă n-a fost chemat la război, se duce înapoi și pune arma și gloanțele nefolosite și gata. Și a terminat datoria față de țară. În România se poate pune același fel. Deci copiii României nu se vor comporta niciodată ca adulți, până când nu-i tratezi ca pe adulți. Dacă n-ai încredere în ei, dacă nu le impui niște patriotism, niște serviciu pentru țară, dacă nu țara se zbate să facă ceva pentru ei, că dacă țara nu face nimic pentru mine, what's in it for me? De ce m-aș bate eu pentru țară? De ce mi-aș jertfi o viață pentru o țară care nu-i pasă de mine? Da. Moartea mea, dacă pierdem un război, nu înseamnă nimic. Moartea mea, dacă câștigăm un război, nu înseamnă nimic pentru mine. Stăpânii câștigă. Eu mă întorc cu un piept plin de medalii. Am destule medalii. Nu m-a ajutat cu nimic. Eu am servit în armata americană pentru că a fost țara care m-a primit. Când am ajuns în Grecia și am dat azil politic, Grecia având o politică, dacă nu găsești pe cineva în 18 luni, te dau înapoi, am fost refuzat de toate țările lumii. Era tata cu 3 copii. Nu vrea nimeni să se angajeze. America ne-a lăsat. Când am ajuns în America, mi-am promis mie că voi face serviciu militar ca la un război un american să nu-l facă, să nu facă riscul de a muri. Mor eu. Sacrificiul meu pentru că familia mea a fost acceptată și n-a fost trimisă înapoi în România din cauza că nu ne-am găsit un sponsor. Asta era pentru mine idealul că de ce aș servi în armată.
Așa trebuie să fie și pentru români. Românii trebuie să simtă că patria lor îi iubește, îi respectă și îi tratează cu onoare. Da, dacă nu simt asta, nu vor servi nimic. Nu vor fi patrioți, nu le va păsa de nimic. După mine, potopul, treaba respectivă. Deci, dacă am fi neutrali, putem să ne jucăm între cele două puteri sau trei puteri, ca pe vremuri, Austria, Rusia și America. Și în felul ăsta să luăm niște oferte de la fiecare. Să ne producem propriile arme, că eram în stare, să ne producem propriile puști, mitraliere, lanțe, etc. Să ne instruim patrioții noștri, să-i plătim pentru jertfa pe care o fac, să-i tratăm cu respect, cu onoare și să ne apărăm singuri. Că există posibilități de a apăra România, poate nu a câștiga un război cu Rusia, dar să-l face așa de scump pentru ruși, ca să nu încerce să ne atace. Cu ideea că, bă, dacă vin România să o iei, te taxăm de la graniță. Și va fi așa de adânc că nu poți să riști politic să pierzi 1 milion de oameni. Nici nu poți să riști politic global ca să ne tragi cu rachete pe care noi nu le putem prinde din aer, că nu avem cu ce, și să ne distrugi țara fără să-ți facem nimic. Că atunci tot globul te va primi ca pe un vierme. Ca un virus care trebuie eradicat. Deci în felul ăsta ne-am asigura siguranța, singuri, cu mâinile noastre. Și ne-am putea fi mândri că noi nu avem nevoie de niciun ajutor. Putem fi prieteni cu oricine. Putem face business cu oricine. Pe aici ar fi o conduită, o nouă asta, șoseaua Mătăsii. Drumul Mătăsii, da. N-ai voie să faci că sunt probleme cu americanii, cu rușii, cu China? Vii cu comerțul până în România. Cum făceam pe vremuri când luam petrolul de la Libia, îl trăgeam până în rafinerie și îl vindeam în vest. Da. Ca benzină motorină. Și pentru asta ni s-au dat niște concesii pe care le-am dat când am dat petrolul. Da. Practic, și aici mi-a venit o întrebare apropo de chestiunea asta cu tinerii care ar trebui să aibă totuși o educație patriotică, la fel cum există poate și în alte țări chiar europene. Totuși, tinerii din ziua de azi spun, domnule, dar eu nu vreau să îmi apăr țara. Ce? Corect, pentru că nu cred că țara face ceva pentru ei. Exact. Da. Și atunci nu e așa că ar trebui, pentru că există în spațiul public, inclusiv ideea unui proiect de a reveni la stagiu militar obligatoriu, mai ales pentru cei care sunt. Atunci, aici vreau să întreb, nu cumva ar trebui să fie chestiunea asta începută încă din educație? Nu. Sau cum? Da. Cum vezi tu? Ca soldat profesionist, am analizat războiul din Vietnam și după Vietnam. Faptul că îi băga pe toți conscripție, tu ai vrea să fii într-un tranșeu, să depinzi de mine, eu care am fost luat cu japca, tu ești patriot, eu nu vreau să fiu acolo. Și nu voi trage cu arma să te apăr în timp ce tu faci saltul înainte. Tu vei trage să mă aperi pe mine, dar eu nu posibil să nu trag să te apăr pe tine, pentru că eu vreau să stau să supraviețuiesc. Serviciul militar pentru cei care nu vor să fie acolo devine ceva groaznic. Și lasă un gust amar în gură, așa cum o lau toți oamenii în vârstă astăzi despre serviciul lor militar în armata română, în care erai ca cu moștache, salt, culcat, salt înainte, hai la cartofi, hai la sapă, hai la zăpadă, hai la una, hai la alta, fugeau ăștia din unitățile militare să se îmbete noaptea, să întâlnească cu fete. Eu în armata americană nu am auzit niciodată de faptul, hai să fugim de la basic training ca să bem în sat. Nu se face. Una, că dacă ești prins, ești trimis la Fort Leavenworth să faci pușcărie grea, unde spargi bolovan într-un pietriș și pietriș un nisip. 20 de ani. Nu se face treaba asta. Plus că ești acolo cu o pată enormă pe tine, ți-ai pierdut toate drepturile de cetățean. Faptul că ai fost în armată, dizonorabil. Deci nu mai ai drept de nimic. Exiști. E ca o râmă. Dar te calcă toți în picioare.
Două, trebuie să fac asta treptat. Întâi îi iei pe cei care vor. După aia faci niște gărzi naționale. Cum era pe vremuri. Păi dacă îți permiteai să-ți iei armură și cal, puteai să fii parte din cavalerie, la o adică. Uh-huh. Înțelegi? Dacă îți permiți uh-huh. să-ți iei o armă și rucsac, pantaloni, geacă, bocanci, etc., poți să devii sergent sau ceva la un Minuteman, la o unitate din asta de gardă națională, la o adică. Pe cei mai buni între ăștia poți să îi înrolezi în armată, dacă vor. Dacă nu, poți să duc la business-urile lor, dar au ca izraelienii în geamantan, în portbagajul mașinii, toate lucrurile de care au nevoie. În caz că suntem atacați, toată lumea sare pe rucsacul din portbagaj și se duce unde trebuie să ducă. Este armata regulară și armata iregulară. Da. Asta ar face un val de patriotism. Dacă ar fi frumos și tratați cu respect și cu onoare, și alți români ar dori și ei să facă din grupa asta elită, care sunt tratați cu respect și onoare. Și ar intra. Și ar crește. Și am ajunge unde trebuie să ajungem. Da, potrivit ar trebui reformată chestiunea armatei, cel puțin pe partea asta. Toți generalii grași trebuie scoși la pensie. La jumate de pensie. Deci nu poți să fii general, comandant de trupe și să arăși ca o minge de fotbal. Nu se poate. Dacă tu nu ești războinic, să fii în stare să fii în fața diviziei tale, după mine băieți, să fii tu primul și dacă gâfâi de la jeep-ul tău până la sala de dat cu mâna la defilatori, pare rău. Am văzut niște defilări în România în care nu erau doi inși dintr-un batalion întreg pe același pas. Ne facem de râs, pe bune. Da. Dacă te uiți la defilările chinezilor, coreene, bine, asta fac ei tot timpul, defilări. Și nu sunt în stare aproape de nimic altceva. Dar cel puțin, poartă și tu uniforma aia cu mândrie. Sau ieși afară. Ești la pensie. Gata. Nu mai pot. Nu mai dau. Nu mai am în mine nicio dorință. Dacă ești patriot, ține pasul. Da. Exact. Da. Bun. Iată, dragi prieteni, că lucrurile nu stau foarte bine, așa. Lucrurile stau prost din toate punctele de vedere, nu din multe, din toate punctele de vedere. O rază de lumină. Dar se spune că întotdeauna este cel mai întuneric înainte de răsăritul soarelui. Da, exact. Și atunci avem un viitor, să redevenim naționali, suveraniști. Și da, într-adevăr, avem nevoie de un guvern de Uniune Națională, pentru că dacă nu avem... Nu aș conta întotdeauna pe guvern. Noi trebuie să ne facem o altă cultură. O cultură în care întotdeauna așteptăm un guvern să vină să ne salveze, sau un șef de guvern să vină să ne salveze, sau cineva să vină să ne spună ce să facem. We are not a mass of followers. Exact. We're a mass of leaders. Noi trebuie să dezvoltăm o cultură în care fiecare cetățean care vrea trebuie să-și facă datoria civică. Dacă ești părinte, educă-ți copilul. Dacă ești prieten cu o grămadă de copii și n-ai copii ai tăi, fă un afternoon club în care predai istorie, predai treburi importante și convingi încet încet pe copii să aibă o speranță a viitorului. Că o generație de viitor va trebui să schimbe niște treburi. Și dacă fiecare ar face acest lucru, dacă suntem 10.000 de patrioți și fiecare acest patrioți influențează 10 oameni, devenim 100.000 și în câțiva ani devenim 10 milioane și cu 10 milioane schimbăm România. Da. Deci asta este viitorul acestei țări. Acolo este raza de soare. Este întuneric acum. Dar avem o speranță. Fiecare om trebuie să se implice în tot ce poate. Dacă ești profesor, predă. Dacă ești părinte, insistă ca profesorii să predea. Dă-le ajutorul, dar ține-i și la control. Susține-i pe profesor, dar în același timp cere și de la ei tot ce au în ei. Este și vina unui profesor dacă ai 10.000 de copii corigenți. Înseamnă că tu ai predat ce? Da,
Ai stat la birou și ai citit ziarul și l-ai spus, citește cartea și vă dau o teză? Nu. Dacă nu știi și nu poți, pleacă. Lasă pe altul să facă. Nu sta acolo încălecat pe catedră până la vechime de dinozaur. Da, bune. Și ține locul. Da, dacă ești antreprenor, întreabă-ți angajații. Bă, care este vederea voastră? Gândești ca mine, te angajezi. Nu gândești ca mine, du-te la alții. Și atunci îți faci echipa ta. Da. De oameni reliable. Fiecare român patriot are datoria de a agăța cel puțin 10. Să-i aducă la lumină. Și cei 10 au datoria să agațe 10 fiecare. It's pay it forward. E ca Amway. Da. Exact. Deci, o faci și o dai mai departe. Da. 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 Exact. Păi, și atunci e foarte clar că cu noi începe schimbarea. Iată că și așa va fi. Oricum, pentru că noi avem... Nu așteptăm ca generația viitoare să o facă, nu așteptăm să vină un guvern. Exact. Vom pune noi un guvern la putere cu care agreem noi. Și nu mă interesează că ce litere te reprezintă ca guvernant. Pe mine mă interesează ce crezi tu ca om. Că eu pot să am idei, să iau idei și de la PSD, și de la PNL, și de la AUR, și de la Partidul Neam Unit, și de la toți oamenii, de la toate partidele. Eu pot să iau câte o idee bună. Ideea este să facem o Românie mai bună, să ne unim. Da. Because the greater evil este facerea de nimic. Da. Oricum și aici o să facem și un mic anunț. O să avem, bineînțeles, un proiect apropo de aceste școli între noi, în care tinerii să aibă nu numai o șansă, dar să se dezvolte vocațional. O să facem și noi. Deja avem un proiect câteva astfel de comunități, câteva școli vocaționale pe care vrem să le dezvoltăm și mai ales să creăm exact acest tip de lideri. Lideri, de ce nu politici, care să știe ce vor ei și ce vrem noi cu toții, ce vrem și să fim exact pe aceeași linie și să gândim la fel. Pentru că a gândi la fel, practic, înseamnă, de fapt, a fi un tot unitar, uniți. Bun, mi-a făcut mare plăcere, Felix, mulțumesc foarte mult. Suntem bucuroși să schimbăm un pic nota, că tot am fost ba pe unire, ba pe a le atrage atenția patrioților că totuși rivalitățile nu și-au rostul și ar trebui să ne înțelegem fiecare între noi și să conlucrăm, să cooperăm. Iată că există vești proaste, dar cele mai bune, de fapt, sunt exact aceste raze de lumină și de speranță, de nădejde în care trebuie să ne încredem, pentru că vor veni și vremurile în care vom fi noi înșine, prin noi înșine și vom excela. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, am consemnat și vă salutăm. Vă spunem bună seara și toate cele bune în continuare. Bună seara și speranță! Doamne ajută și să ne ajute!